Eu sunt Ștefan Apostol și așa cum v-am obișnuit în fiecare seară încerc să vă aduc în această emisiune oameni frumoși, oameni care pun umărul așa cu forță la valoarea culturii românești și nu numai. În momentul de față vorbim despre teatru. De ce despre teatru încă o dată? Pentru că generațiile tinere care sunt acum în teatru românesc fac lucruri deosebite. Și pentru a demonstra încă o dată acest lucru l-am invitat în această seară alături de noi pe Larii Georgescu. Îți mulțumesc, Ștefan. Mă bucur că m-ați chemat aici. Bună seara și bine ai venit, în primul rând. E o întrebare pe care o adresez de fiecare dată prietenilor care vin în această emisiune, pentru că consider că suntem prieteni. Așa. Și sună cam așa. Cine ești, de unde vii și ce faci? Bun, sunt Larii Georgescu. Sunt actor, vin din Craiova, sunt în București de vreo 13, poate chiar 14 ani. Și acum, ca să fiu sincer, am impresia că m-am născut în București. Așa de tare m-am împământenit aici. Mm-hmm. Am impresia că n-aș mai putea fără orașul ăsta. Deși câteodată mă surprind zicând ce greu e aici. ce oraș împovărător și ce oraș cu așa agitat și plin de toate, și de bune și de rele. Mm-hmm. Dar, și care era a treia întrebare? Cine ești, de unde vii și ce faci? Ce fac? Am răspuns încă din prima, sunt actor. Da, sunt actor la Teatrul Național din București. Joc și în alte instituții din București, cum este Teatrul Un Teatru. Uh-huh. Și cred că până acum am jucat în toate spațiile independente din București. Am început cumva ca toți actorii de foarte de jos. Am jucat mai întâi la un teatru care nu mai există. Deja teatrele în care am jucat când eram încă student, deja unele dintre ele nu mai există. De pildă, știu că debutul am avut ca actor la Teatrul de Sant. Era un teatru pe care era făcut undeva la parterul unui bloc pe bulevardul Ion Mihalache și acolo jucam în regia unor colegi mai mari decât mine, în regia Ioanei Păun, care era cu 3 ani mai mari decât mine și care făcuseră un grup care se numea Tanga Project. După care teatrul ăsta nu mai există, după care am jucat la Scena destul de mult, la Scena nu mai există. Am jucat, bineînțeles, la Green Hours, ca toată lumea, pentru că toată lumea trece mai întâi de a face teatru. E un fel green. De botez, Green da, Hours. Green, dacă, da, cred că dacă nu treci prin Green, nu se poate. Exact. Adică, eu nu știu actori care să nu fi trecut prin Green. Dar știi care e faza? Că tot mi-a adus vorba de Green Hours. Acolo, poate nu toată lumea știe, dar acolo s-au jucat foarte multe spectacole bune. Da. Chiar și eu am jucat un spectacol bun. Adică acum trebuie să ne și lăudăm și foarte bine. Da, apropo, nu, dar bine, acum nu ține de laudă, ține de lucruri destul de concrete. Am făcut un spectacol la inițiativa Ioanei Păun, cu ea am debutat și la Teatrul de Sant, se numea De luni până vineri de la 8 la 4 și nu e că zic eu că este bun, dar e un spectacol care a avut o viață lungă, m-am plimbat cu voi cu spectacolul ăsta, era un one-man show în toată țara, l-am jucat, nu știu, probabil 6 ani, 7 ani la Green Hours, am luat foarte multe premii, inclusiv premiul la Gala Tânărului Actor, inclusiv premiul la Hop, la Gala Star de la Bacău. A fost cumva, nu știu cum să spun, a fost botezul meu și de atunci am mai făcut spectacole într-un singur personaj și acum joc într-un spectacol într-un singur personaj, tot într-un spațiu independent, la Green Hour, la un teatru. La un teatru. Aina Klein Nacht Music, în regia da, e foarte bun spectacolul, trebuie să ți-am spus înainte de a intra în emisie că l-am și văzut și mie mi-a atras atenția foarte mult, nu neapărat textul, că și textul contează, dar mi-a atras foarte mult atenția jocul tău. Da, asumarea personajului pe care ai avut-o în momentele alea. Și faptul că, în afară de ceea ce spuneai ca text, venea foarte mult din tine și ca joc corporal. Contează foarte tare lucrul, să le îmbim pe astea. La Gigi Căciuleanu lucrurile astea sunt una, adică nu se poate una fără alta. Și cumva ce face el de fiecare dată când mă întâlnesc cu el și când lucrează la un spectacol cu mine, sunt deja, cred că, 6 spectacole pe care le-a făcut, este că de fiecare dată mă scoate din pepeni și din zona mea de confort. Adică face astfel încât să nu fiu acolo unde mi-e bine, unde mi-e comod și să mă duc în niște zone pe care nici eu nu le știu și le descoper sau cumva împreună cu el. Sau nu niciodată la un moment dat. El oricum, Căciuleanu este mai mult un păpușar, ca să fiu sincer. Și el zice asta, că este un păpușar. Și un păpușar are mai multe personalități în el. Și așa pentru că de fiecare dată, cu fiecare păpușă sau cu fiecare rol pe care îl interpretează, el e o altă personalitate. Și nebunia, mintea lui, extrem de complexă și extrem de amplă, face să, ca de fiecare dată când lucrezi la un spectacol, să ai impresia că n-ai mai lucrat niciodată cu el la un alt spectacol, deși e prima dată la al șaselea. Da, exact. Da. Exact. În afară de tine, eu mai cunosc un actor care joacă la Teatrul Național și mi-este și prieten de altfel, foarte Cosmin Domintel.
cheamă. E, dar știu, eu îl admir pe Cosmin. Doamne, așa. Cosmin face ceva ce eu mi-aș fi dorit să fac încă din generală. Ascultam rap în generală. Exact, Jazzate. Este Jazzate, Jazzate. Da, ascultam rap în generală și cumva eu mă bucur că e un actor care face rap, pentru că se simte altfel lucrurile astea. Noi ne-am cunoscut, apropo de asta, vezi că lucrul, apropo de întâlniri, că lumea este foarte mică, cu toate că noi avem senzația că, wow, e enormă. Nu, lumea este foarte mică. Cosmin și cu mine ne-am cunoscut întâmplător la niște filmări la un moment dat, ani în urmă, și în momentul ăla s-a legat o prietenie foarte frumoasă între noi și am rămas prieteni și m-am bucurat foarte tare în momentul în care l-am văzut prima dată anunțând că va juca într-un spectacol la Teatrul Național. Da. Și m-am bucurat pentru generația voastră, pentru că sunteți din aceeași generație, suntem din aceeași generație. Da. Și mă bucur foarte tare că generația tânără de actori reușește să joace pe scena Teatrului Național. Ce spectacol ai la Național? Păi am destul de multe. Acum joc în Omul care a văzut moartea, în Cursa de șoareci, în Regele Lir, în Dumnezeu se îmbracă de la Second Hand, în Magic Național, în L'Om Dada, în... nu știu, cred că mai sunt vreo două care sigur îmi scapă. Sunt vreo 7-8 spectacole în care joc acum. Cam 8 spectacole, Național. Din câte spui da. Tu. Și mai joc Eine kleine Nacht Musik la un teatru. Și mai joc, de curând am avut o premieră la Teatrul Dramaturgilor Români, în regia domnului Alexander Hauswater, un spectacol care se numește Mazurca și îl joc pe Frédéric Chopin. Cum îți creezi tu lumea personajului pe care îl joci, de exemplu, în spectacolul domnului Hauswater? Pentru că este un proces pe care nu toată lumea îl înțelege. Și atunci este foarte bine, într-un fel sau altul, să le spunem oamenilor că ceea ce văd ei pe scenă, produsul finit, este teatru. Ce se întâmplă în spatele acestui produs finit este acel laborator personal și în grup, bineînțeles, cu ceilalți parteneri de scenă, unde se lucrează, unde se pune cărămidă peste cărămidă. Da, aici aș vorbi despre două lucruri. Te rog. În primul rând, aș spune, apropo de ce ai spus la finalul întrebării, că laboratorul ăsta este, de fapt, diferența care se face între actorii pe care îi întâlniți pe stradă și îi salutați și cei care îi vedeți, și cei pe care îi vedeți pe scenă, pentru că sunt personalități diferite. Oamenii, când aud că ești actor, au impresia că poți să faci orice, oricând și oricum. Nu, nu este așa. Nu. Atunci când ești actor, practic te afli într-un laborator, intri cu o echipă, te pui în slujba unor oameni care gândesc un concept de spectacol și exact cum, nu știu, cineva care face medicamente stă și lucrează într-un laborator igienizat cumva și cu foarte multe rigori, tocmai ca medicamentele alea să ajungă să aibă beneficiile pe care le căutăm cu toții, așa se întâmplă și la teatru. Ce vedeți dumneavoastră în sala de spectacol este urmarea unui proces. Adică oamenii stau și cercetează. E o formă de a cerceta. Bineînțeles că așa ajungi să-ți dezvolți spiritul ludic, bineînțeles că așa ajungi să poți să faci foarte multe lucruri și să te descoperi pe tine, să înțelegi altfel natura umană și cumva să ai cunoștințe mai ample despre oameni, pentru că asta faci în laboratorul ăla în care te închizi, adică orele alea pe care le petreci, 4, 5, 10 ore pe care le petreci într-o zi în sala de repetiții, încerci să cauți resurse, să-ți dai seama cum funcționează oamenii, de ce funcționează, în ce rigori te încadrezi, în ce viziune și cu ce mijloace. Dar toate lucrurile astea sunt urmările unei cercetări destul de ample. Oamenii câteodată au impresia că ar trebui să poți să-i faci să râdă așa sau că ar trebui să-i faci să... sau ar trebui să-i faci să plângă tot așa. Nu, nu este așa. În spatele fiecărei acțiuni sau fiecărui sentiment pe care un actor îl stârnește în dumneavoastră, se află un proces, un de ce, se află o căutare. Mă mai opresc câteodată polițiștii când șofez și îmi zic că astea-ți actor, acum nu știu ce să zic, dacă mă mintiți, dacă nu mă mintiți, că spuneți lucrul ăsta și eu zic, și sunt actor la teatru, adică sunt actor acolo unde am repetat. Exact. Adică altfel eu sunt un om ca oricare alt... Cu bune, cu rele, cu păcate, cu greșeli, exact. Cu toate cele. Și pot să fiu altfel decât sunt în urma unui proces care se numește repetiție. Asta ca să răspund la a doua parte a întrebării. La prima parte a întrebării cu cum am căutat eu și cum am lucrat la Chopin, eu sunt un actor foarte disciplinat. Eu mă pun în slujba regizorului, mai întâi de toate. Regizorul, orice regizor cu care lucrez, este mai întâi omul în care îmi pun toți pilonii de sprijin. Adică toată încrederea. Eu sunt un actor disciplinat care
pornește. Bine, eu cred că altfel nici nu se poate. Bine, poate că se poate. Sunt actori răzvrătiți care poate au altă viziune și care pot să facă să funcționeze un spectacol conform unei viziuni proprii, dacă regizorul îi dă mână liberă. Da, îi dă mână liberă. Dar, și pot să fac chiar și eu asta. Dar când mă apuc să lucrez la un rol, mai întâi plec de la regizor. Și așa fac cu toată lumea. Așa se întâmplă că spectacolele pe care le am, dacă ați venit să le vedeți, ați vedea că fac lucruri foarte diferite, dar foarte diferite. Cumva, ce joc în Cursa de Șoareci nu seamănă deloc cu ce joc în Omul care a văzut moartea și nu are nicio legătură cu ce fac în Chopin și în Chopin nu are nicio legătură cu ce fac în Nine Kleine Nacht Music. Și nu zic, astea nu sunt vorbe, ați putea să veniți să le vedeți și v-ați convinge cumva, pentru că sunt și observații pe care le primesc de la mulți oameni. Și sunt convins că o să vină lumea să te vadă. Mi-am adus aminte, spuneai mai devreme că joci în Regele Lir. Da. Aici e contrapunctul, dragi telespectatori, și aici trebuie să înțelegeți de fapt ce înseamnă munca din spate. Apropo de ce spunea Laria din aur, că niciodată nu o să facă ceva la fel. Regele Lir este un spectacol aparent ușor, dar nu este. Pentru niciunul din personajele Eu din cred că nu spectacol. E ușor nici pentru spectator. Nici pentru spectator nu e un spectacol ușor. Dar iată, apropo da, asta de diferență. Nu înseamnă că trebuie să se ferească să-l vadă. Nu. Bine, acum, Ștefan, noi ne-am adunat aici amândoi, nu ca să ținem o prelegere sau să vorbim le arătăm despre oamenilor, să-i arătăm pe oameni cu degetul. Nu, e, adică, cumva, intrăm în bucătăria asta internă, să zicem, a fiecărui actor, care diferă. Așa este. La mine așa funcționează lucrurile. Dar i-aș chema pe oameni să vadă Regele Lir, pentru că este... A, Romeo și Julieta, iarăși este un spectacol în care joc, apropo de cele 8, pentru că, uite, îmi scăpau. În Regele Lir lucrurile sunt foarte megalomanice în adevăratul sens al cuvântului, pentru că avem de-a face cu niște tirani care poate n-au legătură. Bine, noi vedem problema personală a unui rege care ajunge să-și dea averea și să o împartă cum nu trebuie sau cum, mă rog, sau cum crede el de cuvință la momentul respectiv. Dar plecăm de la lucruri extrem de mari, extrem de ample, inclusiv scena Teatrului Național acolo se transformă în ceva ce nici nu-ți poți imagina și este minunat că se întâmplă așa, pentru că posibilitățile scenei mari a Teatrului Național sunt absolut extraordinare. Cine vă regizează spectacolul? David Duiașvili. Este același regizor care a regizat și Livada de Vișini, care se joacă la Teatrul Național, doar că de data asta se joacă tot la sala mare, dar cu publicul pe scenă. Romeo și Julieta este regizat de Iuri Cordonski. Eu mă bucur foarte mult că am avut această întâlnire. I-am văzut lui Cordonski toate spectacolele din București și m-am bucurat și mi-am dorit foarte mult să joc în regia lui. Da, acum nu știu ce să mai zic. Vezi că aici e problema, că toată lumea, apropo de ce spuneai mai devreme, că toată lumea așteaptă de la tine sau de la noi ca actori să avem cuvintele la noi, cum se spune. Bine, dar nu totdeauna le avem, pentru că nu suntem oameni. Vreau să te întreb ceva, film. Da, film. Ce pot să vă zic? Nu sunt străin deloc de domeniu. Eu am făcut o bună perioadă, imediat după terminarea facultății, am făcut și televiziune destul de mult. Am lucrat la Televiziunea Română și timp de 4 ani de zile am făcut împreună cu Alex Ștefănescu și cu Andrei Măgălie, care era regizorul de emisie, o emisie la TVR Cultural. Practic, odată cu desfințarea postului s-a încheiat și emisiunea respectivă. În pastilele pe care le făceam, trăiam cu impresia că filmez în fiecare săptămână, pentru că erau pastile pe care le filmam săptămânal, filmez practic și mă aflu în fața camerei și cu fiecare rol pe care mi-l dădea Andrei Măgălie făceam un fel de scurtmetraj. Da, un fel de scurtmetraj. Simțeam că pentru mine e o provocare. Dar imediat după asta am apucat să joc în 2 lungmetraje, partituri destul de serioase, de filme mai puțin populare, să le numesc așa, poate casa de producție se devină, nu știu cine se devină, dar nu au rulat foarte mult în cinematografe. Unul dintre ele se numește Portrete în pădure, în regia lui Dinu Tănase, unde joc un golan, un violator, care o abuzează pe Ofelia Popi. Ofelia Popi a luat, mi se pare, și premiul pentru cea mai bună actriță la GOPO, la premiile GOPO pentru filmul ăsta. Sau dacă n-a luat premiul, a fost nominalizată cel puțin. Tot în regia lui Dinu Tănase am jucat în Frozen Ignat. Este un film care a avut premiera anul trecut în luna ianuarie. Tot un lungmetraj. Acolo joc un procuror foarte tânăr și foarte la început, cu foarte puțină experiență, prostit cumva de niște oameni și de sistem. Și am făcut destul de multe lungmetraje, unele premiate, uite, de pildă, în regia Andrei Dobre,
un tânăr regizor Dilimache la propriu, care nu are toată țigla pe acoperiș, dar zic, în cel mai bun sens cu putința asta, lucrul acesta, am făcut două scurtmetraje experimentale, unul se numește Insectar, un scurtmetraj pe care îl puteți căuta pe internet și puteți să vă lămuriți despre ce este vorba, are 2 minute și a fost foarte premiat, și un al doilea se numește Ultimul Balaur după o poezie de Radu Stanca. Frumos. Hai, vorbește și tu acum. Da, hai să vorbim acum. Cum ți se pare, din punctul tău de vedere, și vorbim acum tot așa, ca să înțeleagă lumea ca între prieteni, cum ți se pare universul ăsta, teatru-cinema? Cum ți se pare cele două universe? Din punctul tău de vedere, se întrepătrund, sunt diferite? Ai merge la un moment dat, dacă ți s-ar oferi șansa să te duci mai mult, apropo de ce spuneai că te duci pe teatru, pe muzică clasică, pe personaje din muzica clasică? Dacă ți s-ar oferi șansa acum, să zicem, te-ai duce mai mult spre cinema sau ai rămâne fidel scândurii din teatru? Eu știu sigur că sunt actori care fac doar film și care spun că actorii de film sunt actori de film și că actorii de teatru sunt actori de teatru și care da greș. Eu știu actori care fac și teatru și film în egală măsură și o fac foarte bine. Două exemple vi le dau chiar acum. Vlad Ivanov este unul dintre ele, Andy Vasluianu este un altul și exemplele și sunt doi și grei în momentul de exact. Față. Exemplele pot continua. Vlad Zamfirescu? Vlad Zamfirescu. Ca atare, lucrurile cred că sunt și nu sunt adevărate. Eu cred că dacă înțelegi mecanismul și mecanismele pe care ți le și rigorile pe care le ai atunci când faci teatru, poți să înțelegi mecanismele și rigorile pe care le ai atunci când faci film. Și eu sunt unul dintre actorii care crede că se poate adapta foarte bine. În ceea ce mă privește, nu este echitabil. Adică fac mult mai mult teatru decât film. Am făcut mult mai mult teatru decât film și mi-ar plăcea foarte mult să mi se ofere șansa să fac mai mult. Să faci și film. Problema mea, cu adevărat, este că nu aud niciodată de castingurile de film. Nu știu cum, pentru mine e un circuit închis, da, aflu de fiecare dată că a fost un casting după ce s-a terminat. S-au dat rolurile. Și s-a întâmplat de multe ori chestia asta și nu numai ție, și multor ani s-a întâmplat treaba asta. Mi-am adus aminte acum. Apropo de cei că să vorbesc eu, să te mai întreb ceva. Te rog, vorbește și tu. Poate nu o să te las. Nu problemă. Animație. Animație, voci. Fac voci. Uite, vezi? Vai de mine, asta, pentru mine asta e atât de distractiv. Iată. Am făcut un personaj care se numește Jack Frost, poate ați auzit, copiii care se uită la desene animate dublate în limba română știu probabil despre ce este vorba. Dar nu numai, am dublat Ice Age, personaje din Ice Age, am dublat personaje din How to Train Your Dragon, chiar săptămâna trecută, nu, chiar luna trecută am făcut vocea lui Cap de Lem în How to Train Your Dragon și pentru mine este foarte distractiv. Fac asta de mulți ani și mă bucur teribil că fac. Păi de-aia te-am și întrebat. Apropo că mi-ai zis că tu faci radio de multă vreme și că ești cumva antrenat în zona asta și că vocea ta e pentru asta. Da, recunosc. Eu, așa cum spuneam și înainte, și sunt mândru că pot să spun chestia asta, că îl și cunosc personal și este într-adevăr o somitate în teatru românesc. Motivul pentru care m-am apucat de radio cu ani în urmă a fost maestrul Constantin Codrescu. Și am și spus lucrul ăsta. Și a fost foarte bucuros când i-am explicat. Și apropo de voci, să știi că în momentul, apropo de radio, apropo de teatru radiofonic, așa, ce se pare mai greu? Teatru radiofonic sau teatru pe scenă? Uite, luna trecută am făcut voci și pentru o piesă de teatru radiofonic. S-a încercat o reeditare a Hamletului făcut pe vremea lui Tocelescu cu în mare parte distribuția cât a putut să fie prezentă și am jucat unul dintre rolurile din Hamlet la teatru radiofonic. Ce pot să spun? La desene lucrurile sunt un pic mai amuzante. Desenele sunt foarte de acum, sunt foarte, bine, în primul rând vezi acțiunea și cumva înțelegi foarte bine ce se întâmplă, având pe ecran imaginea. Clar. Mai auzi și vocea celui personaj original. Și mai și libertatea de a te juca mai mult cu vocea, de a te prosti în ghilimele de rigoare. Exact. La teatru radiofonic e cumva, ține cumva și de imaginația ta, care e mai puțin restricționată aici, după părerea mea, pentru că lucrezi cu regizorul și regizorul, dacă simte că lucrurile funcționează, acolo te duci. Și trebuie să creezi cu vocea altfel, pentru că teatrul radiofonic nu are și imaginea. Dar având și imaginea, asta face ca lucrurile să fie mai fixe. Da, teatrul radiofonic este mult mai greu, pentru că numai cu ajutorul vocii,
trebuie să transmiți toate stările pe care personajul tău le are. Așa este. Și un pic mai greu totuși. Trebuie să creezi lumea. Trebuie să creezi o lume, să, da, să-l faci pe cel care te ascultă să-și imagineze, datorită vocii tale, tot acel univers în care tu te scalzi. La desenele animate, universul este deja creat. Exact, și acolo așa e altceva. Cum ți se pare ție în momentul de față, dacă putem să vorbim despre treaba asta, literatura românească? Literatura, dramaturgia românească. Uite, eu de pildă mă dramaturgia românească. M-ai încuiat un pic, dar nu într-un mod negativ, pentru că trebuie să am grijă. Nu am citit, adică de obicei citesc piese de teatru contemporan doar atunci când caut ceva. Adică când caut, când caut eu un text pentru a, adică dacă am nevoie să mă exersez de unul singur. Altfel citesc texte de teatru contemporan atunci când mi se propun textele respective. Da, când se propun personaje. Dar ce pot să zic, nu există un aflux, nu există, să zicem, foarte multe variante de unde să poți alege între dramaturgii români care actuali. Sunt acum. Da. Și cumva eu mă surprind de foarte multe ori mergând tot la clasici și mergând tot în zonele clasice. Dacă am nevoie să-mi caut, de pildă, să exersez un monolog, merg foarte des la, în romane și îmi caut lucruri. Texte care n-au nicio legătură cu dramaturgia. Da, care n-au legătură neapărat cu dramaturgia. Știu că o ducem foarte bine în ceea ce privește playwriting-ul pentru filme. Adică dacă vorbim de faptul că regizorii români de filme împreună cu un playwriter ajung să-și scrie singuri poveștile și scenariile, da, aici o ducem absolut extraordinar. Drept dovadă sunt premiile pe care filmele românești le-au în străinătate. Așa este. Dar din punct de vedere al teatrului, e o problemă. E o problemă, după părerea mea. Adică ar putea să... Știi, exercițiul ăsta al scrisului este și mai puțin comod decât exercițiul jucatului. Așa este. Adică, foarte frumos spus. Pentru că, știi, a sta singur cu tine într-o lume în care tehnologia este peste noi și adică nici nu-ți dai seama că nu stai singur cu tine. Mm-hmm. Stând pe telefonul ăla pe care îl freci în fiecare zi, stând pe laptop sau pe televizor, îți dai seama că nici nu realizezi că de fapt ajungi să fugi de statul cu tine. Asta să scrii este un exercițiu, este în un primul exercițiu rând de singurătate. Statul cu tine, de singurătate, da, de introspecție, și zonele astea nu sunt confortabile, nu sunt comode. Și cred că tocmai de asta în România, în vremurile pe care le trăim acum, e mai greu să ai exercițiul ăsta. Așa este. Și e păcat, foarte frumos spus. Da, este mare păcat. Din păcate... S-a terminat? Da, s-a terminat, da. Larry. Știu că eu mai puteam să stau de vorbă. Eu iată că lucrurile decurg la un moment dat așa cum simțim și cum vrem noi să le dăm. Ștefan, iată-mă, două vorbe mai vreau să zic. I-aș ruga pe oameni să încerce să meargă cât mai mult la teatru și i-aș invita să vină la teatru un teatru, nu numai la Aina Klein în Act Music, dar i-aș chema să vină la toate spectacolele teatrului un teatru. Acolo se întâmplă o osmoză și există o echipă absolut extraordinară din punct de vedere creativ, din punct de vedere al textelor, că am vorbit de texte mai devreme, al repertoriului. Vă recomand orice spectacol de acolo. Mergeți să vedeți spectacole și la Linotip, pentru că și acolo se întâmplă lucruri la fel de interesante, doar că în zona asta a expresivității vizuale, corporale. Și vizuale, așa este. Așa că vă îndemn. Și la Teatrul Național, bineînțeles. Cam astea fiind invitațiile din partea lui Larry Georgescu, și credeți-mă că nu-s puține la număr și sunt foarte multe. Trebuie să avem timp, vorba lui, trebuie să avem timp să le facem și să le vedem. Acestea fiind spuse, dragi telespectatori, îi mulțumesc lui Larry Georgescu pentru... Cu drag, eu îți mulțumesc. Faptul că am fost împreună în această seară și haideți să terminăm așa. Teatrul este o altă formă de a scăpa de cotidian. Corect. O seară bună.